Este crack llamado Leo Fulpenos no era un histórico de Madrid, de Chimis, de Chich, español, de Rumi, de Chiaga, por una fuerte buena expresión, yo voy a enseñar una esforcita de notorietario. Acest personaj controversat care a fost etnolog, arheolog și explorator și care a disprețuit popoarele pe care a încercat să le opună Imperiul Britanic în timpul primului război mondial, este mai mult amintit pentru deghizările sale ciudate și pentru hărțile care nu duceau nicăieri decât pentru abilitățile sale de spionaj mai mult decât îndoielnice. De fapt, acest agent secret unic nu a ezitat să fure obiectele care îi strâneau interesul și să anunțe tot felul de descoperit, nu mai extravagantă decât alta. Înainte de toate, Leo Fulbenus a fost etnograf. Născut acum în Berlin, pe la 29 iunie 1873, Leo Victor Fulbenus a fost un discipol al geografului și zoologului german Friedrich Ratzel, considerat creator antropogeografiei. Fulbenus a fost profesor la Universitatea din Frankfurt, pentru care a întreprins 12 expediții pe continentul african între 1904 și 1935. În cursul călătoriei sale, Fulbenus a dobândit o bogăție de material etnografic, care va sta mai târziu la baza cultul Kreis, un cel cultural german care susținea un concept numit difuzare transculturală. Potrivit acestei teorii, culturile care prezintă trăsături similare s-au răspândit prin difuzie sau invalție. Dacă ați deși cercetare, când a izbunit primul război mondial, Fulbenus a însoțit armata germană în România. În țara noastră a petrecut un an întreg efectuând studii arheologice și etnografice și documentând comportamentul prizonierilor de război din lagărul de la Filobozia. În 1920, Fulbenus a fondat Institutul de Morfologie Culturală din München, o instituție care a transmis expediții de tineri cercetători în diferite locuri din Africa și Europa, în căutarea artei antice. Prietenia lui Fulbenus cu caiserul Wilhelm al II-lea a făcut să fie ales pentru misiune oficială să transporte corespondența la legația germană din Addis Ababa, capitala Etiopiei de astăzi, și să organizeze ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Războiul Sfânt împotriva englezilor. Fulbenus a plecat din Berlin cu intenția de a deveni un fel de Raures al Albaniei german. Misiunea sa era de a-i convinge pe etiopeni să invadeze Sudanul și de a organiza revolte împotriva britanicilor pentru a le pune în pericol poziția din canalul Suez. Potrivit cărții arheologi, etnologi și spioni, acelătorului Rocio de Dariva, Fulbenus a acceptat misiunea, dar nu înainte de a-și asigura o sumă frumoșică de bani, precum și că gradul militar de capitan și o cutie plină de medalii pe care să le împartă tuturor celor care aveau să-i dea o mână de ajutor în această misiune titanică. O odisee spre nicăieri. Expediția lui Fulbenus era formată din germani și turci, care s-a alăturat mai târziu și 11 palestieni care, în mod surprinzător, sunt înregistrați în analele expediției ca grădinari. Grupul a traversat Turcia cu trenul, acolo unde a fost posibil, iar restul drumului a fost parcurs cu camila prin munții Taurus și regiunea Cilicia. La sosirea în Damasc, Fulbenus, în încercarea de a trece neobservat, a adoptat numele de Abdul Karim Pasha, iar toți membrii expediției îmbrăcați în haine arabe au pornit spre Marea Roșie, fiind însă detectați de patrulieri britanice care erau la curent cu sosirea lor și apoi de navă franceză de Saix. Acești ucenici spioni trebuiau să se ascundă în
latrina doului, o îmbarcațiune tipică în regiune, cu care călătoreau pentru a nu fi descoperiți până când ajungeau în portul Massaua din Eritrea, care la acea vreme se afla sub controlul italian. Prezența lui Frobenius în regiune a devenit o adevărată pacoste, care i-a făcut pe aliați să se teamă pentru neutralitatea Italiei, cu atât mai mult cu cât au fost descoperite broșuri în care acesta îndemna populația să poarte război sfânt. În Parlamentul italian se auzea deja ecoul ispravilor lui Frobenius, astfel încât cancelarea germană a fost nevoită să pună capăt misiunii, care nu mai era secretă, și a negociat cu britanicii, italieni și francezii pentru a recupera grupul de spioni de mântuial. La rândul său, Frobenius, care nu a luat în seamă toate aceste decizii, a încercat în răsputeri să contacteze legația germană din Addis Ababa de pe crucișătul German de lux Christian X, pe care se îmbarcase. În tot acest timp, Edward Grey, ministrul de externe britanic, i-a autorizat pe italieni să-i aresteze pe germani și să-i transfere la Roma, ceea ce l-a determinat pe el însuși ambasadorul german la Constantinopol să se referă la Frobenius ca fiind bun de nimic. Frobenius nu se lasă păcălit, dar acest fiasco nu a pus capăt carierei Frobenius. În calitate de etnolog, Frobenius a fost însărcinat de guvernul german să mediteze cu prizonierii de război maghrebeni ținuți într-un lagăr de concentrare de lângă Berlin, unde mai târziu avea să fie construită prima moschee de peritor german. În 1924 a fost invitat să țină conferințe la Madrid, unde ideile sale despre expansiunea culturii în lume l-au fascinat foarte mult pe Jos Origa I. Set, care avea să scrie despre el în revista de Occidente. Însă misiunea lui Frobenius nu a fost singura misiune germană care s-a soldat cu un eșec. Ulterior, guvernul german a trimis unul dintre agenții săi secreți camuflat printre un grup de dansatoare exotice, iar un alt agent german deghizat în arab a fost descoperit în Eritrea, când polițiștii au observat că nu avea bătături la picioare, și că au dedus că purta întotdeauna pantofi în loc de picioare legoale sau sandale și că prin urmare nu era localnic. La scurt timp după ce Frobenius s-a întors în Europa, a izbucnit insurecția beduinilor planificate de britanicul T.A. Lawrence al Arabiei. Astfel se pune întrebarea: de ce au reușit britanicii și nu germanii? A fost vorba de prea multe improvizații în partea lui Frobenius. Nu vorbea arabă și prin urmare se baza pe întreprinderi locali, nu cunoștea terenul și în plus populația locală nu era prea îngătată de suita condusă de turci, pe care îi considera opresori. În realitate, Frobenius nu a fost motivat de patriotism, ci mai degrabă de dorința sa obsesivă de a colecționa obiecte de altă paleolitică, o colecție care este expusă în prezent în muzeul Martin Groves din Berlin. Frobenius a fost într-adevăr un personaj singular, un excentric care călătorea în compania a doi purceluși, pe care i-a botezat Lex Eden și Lotele mei. Era un om care dorea mai presus de orice recunoaștere și să fie distins ca un titlu sau două. Trebuie amintit că Frobenius desemna funcția de consilier, secretar al guvernului imperial, și nu-i permitea să călătornească incognito. Îndrăzneala și dorința lui Frobenius de a face mari descoperiri l-au determinat chiar să încerce să-și asume meritele pentru descoperirile celebrelor pictorii în peșera notatorilor din Wadi Sura în Egipt, ocolindu-l pe adevăratul descoperitor al acestora, contele Lazzo Almasani, personajul real din Pacientul englez. În orice caz, Frobenius nu poate fi considerat Lawrence al Arabiei German.
pentru că, de fapt, au existat alți compatrioți ai săi care s-au descurcat mult mai bine. Printre aceștia se numără Ihan Wasmus, mai bine cunoscut sub numele de Wasmus din Persia, șeful agenției germane de spionaj în Orient. Wasmus a organizat revolta liberului Costcan, un popor iranian, proprietar de limba tugmenă, împotriva britanicilor și a sabotat conductele de petrol în 1915. Deși se poate considera că și prestația acestui a lăsat de dorit studia lui, este o altă poveste. E reușit acum aveți alte curiozități interesante despre alte lucruri, scriem în comentarii și noi ne vedem dat viitor cu un nou clip.